scaunul șoferului, reglaje complete electrice, două poziții de memorare. În momentul de față este în poziția complet jos. O să vedem și cât ridică. Deci aici suntem la maxim sus. Se duce foarte mult înainte, doar că mi-intră mie picioarele în bord. Să vedem și către înapoi. Poziția de maxim a fost atinsă. Evident, pentru a regla spătarul folosim așa cum se vede butonul vertical. Mai avem un sistem care pare a fi pneumatic. Sistem care strânge brațele scaunului pe șofer. În momentul în care apeși butonul opus, brațele se destind. Și o serie de reglaje lombare din acest buton, care par a fi electrice sau pneumatice, nu-mi dau seama. În plus, manual se poate regla pentru zona genunchilor această perniță. Volanul se poate regla manual cu o cursă mare în adâncime și medie în înălțime, oricum îți găsești poziția fără probleme. Bănuiesc că ați remarcat deja faptul că avem și clapete pentru transmisie automată steptronic, deci o putem comanda și manual de pe volan. Zonă de comenzi cruise control, zonă de comenzi audio și comenzi vocale, telefonie mobilă, claxon. Foarte, foarte puternic claxonul. În stânga, baneta de semnalizare cu două butoane. Primul este cel care acționează computerul de bord, iar cel de dedesubt funcția de autoreglare a fazei lungi, despre care am mai povestit. În stânga bordului există mai multe comutatoare, blocul de lumini cu funcție auto, denotat că luminile autoadaptive nu funcționează decât în poziția auto, deci nu merg pe fază scurtă, atunci nu se vor mișca în funcție de unghiul volanului. Faruri de ceață, stopuri de ceață, reglaj lumini bord, reglajul intensității luminii bordului. Ceva mai jos, trei butoane. Primul buton de aici este acea avertizare de schimbare a benzii. Te avertizează de fapt de vehicule care se apropie din spate sau sunt în unghiul mort al oglinzilor retrovizoare. Și în momentul în care se activează acest sistem, avem un indicator în forma unui triunghi de avertizare pe oglinda retrovizoare și de asemenea primim și un impuls în volan printr-o vibrație. Cel de-al doilea sistem avertizează în cazul unei coliziuni iminente cu un vehicul de care ne apropiem, deci o coliziune de tipul atunci când ești gata să intri în cel din fața ta. Și cel de-al treilea buton activează un sistem care cauzează vibrații ale volanului în momentul în care vehiculul părăsește banda pe care rulează fără
să semnalizeze, deci fără a indica sistemului că se dorește schimbarea benzii. Așa cum se observă, butoanele rămân aprinse, mai ne apare și pe bord un fel de iluminare ca liniile albe de pe autostradă, numai că pe bord sunt galbene. În fine, sistemele au mai fost prezentate, dacă veți urmări filmele cu BMW seria 5 Touring sau seria 1, sigur o să le vedeți mult mai detaliat explicate. Undeva sub clapeta de reglaj a volanului se găsește și un buton de încălzire a acestuia, deci avem și încălzire în volan. Ceva mai jos se observă pedalierul cu accelerație și frână, precum și clapeta din care se deschide capota. Dintre comenzile prezente pe portiera șoferului merită amintite butonul de pliere al oglinzilor aici. Sigur, oglinzile sunt reglabile electric și încălzite, iar acest buton este activarea-dezactivarea jaluzelei de lunetă, care are loc, bineînțeles, electric. Vehicul mai lung decât generația precedentă, spațiul în spate a crescut, dar și spațiul în lateral. Chiar îmi amintesc față de ultimul model seria 3 în care m-am urcat în spate, aici deja în mod clar este mai mult spațiu. Așa cum se observă, scaunul șoferului, adică al meu, este în poziția de condus, iar cel al pasagerului în poziția de maxim către spate. Iată ce loc, mai ales că aici avem și un accesoriu original BMW, respectiv o geantă. Am pus aceste accesorii aici pentru că sunt niște accesorii deosebite, împreună cu acest sistem pe care îl avem aici, special pentru un iPad. Din păcate nu am reușit să găsim în timp util un iPad, în așa fel încât să vă prezentăm ce funcționalități ar avea acest suport, dar bănuiesc că toată lumea își dă seama, se introduce iPad-ul aici și ai o serie de grade de libertate, de poziționări diverse, în așa fel încât să poți lucra relaxat. Covorașele de asemenea fac parte din seria de accesorii BMW, odată cu geanta și suportul pentru iPad. În rest, așa cum se observă, la spațiul pentru picioare contribuie și această adâncitură special gândită în spătarul scaunelor spate. Îmi place foarte mult faptul că avem plastic pe spatele scaunului, oricum arată la fel, aproape identic cu pielea, însă fiind plastic are o rezistență mult mai mare. În partea din spate a cotierei se găsește un sistem de climatizare, dacă vreți, până la urmă, cu două aeratoare,
funcție închis-deschis și cald-rece. Ceva mai jos, încălzire în cele două poziții de pe laterale ale banchetei spate, cu trei poziții, deci avem încălzire individuală pentru scaunul pe care mă aflu eu și pentru acesta, cu câte trei poziții, precum și o priză de 12V. Cred că am mai văzut pe undeva, probabil pe la seria 1, acest format de tetieră, foarte interesant, mai altfel decât cele cu care ne-am obișnuit până acum. În spate observați și o jaluzea care se acționează electric, alte difuzoare ale sistemului audio și o serie de sisteme de ancorare pentru scaune de copii de tip Tetra Anchor. Undeva aici pe banchetă o să vedeți și sisteme tot pentru scaune de copii de tip ISOFIX. Mai există mâneri de viraj și cârlig pe fiecare laterală, în plus o plafonieră și cu lumini de citit pentru locurile din spate. Acum să ne uităm un pic la aceste accesorii. Sigur că această geantă pe care o vedem pe spătarul scaunului în România este un accesoriu destul de periculos, fiind probabil o tentație pentru hoți. Însă există în gama de accesorii BMW, în țările unde s-a trecut de la furturi mărunte de genți din automobile la alte infracțiuni mai eficiente economic. Pentru a detașa geanta e suficient să ridicăm tetiera, nu de tot. Scoatem clemele de jos. O să vi le arăt imediat. Și făcând această figură, scoatem geanta. Care geantă? Iată clemele de care vorbeam, au și un elastic și le poți prinde la baza scaunelor. Deci această geantă, ori aici, ori aici, unde dorim. Dacă ea conține documente sau, eu știu, la ce o folosim sau alte chestiuni, gen băuturi, o să vedem imediat ce avem înăuntru, o putem face și așa. Înăuntru există niște compartimente, unul dintre ele este și din acela cu protecție termică, deci care ține cald când băutura este caldă și ține rece când băutura este rece. Diverse alte compartimente cu plasă. La fel și aici. O geantă foarte utilă. O găsiți pe lista de accesorii BMW. Aici la suportul de iPad, ca să-l vedem mai bine, se poate scoate și cu totul, lăsând această piesă pe tetieră. Oferă grade de libertate, așa cum se observă. Rotiri diverse. Iată. În funcție de ce dorim să facem. We'll be right back.
Așa cum toată lumea cred că vede, bordul este tipic BMW, foarte, foarte asemănător cu celelalte modele. De fapt, nici nu-mi dau seama dacă sunt diferențe semnificative între acest bord și cel de pe seria 1. Mă refer, bineînțeles, la elementele principale, respectiv ceasuri de bord, display, modulele de audio și climatizare. În rest, sigur că sunt diferențe care vin din dimensiunile vehiculului, din linia de design. Linia roșie care se vede face parte din acel sport line de care vorbeam. Observăm existența unui buton engine start-stop, precum și a unui sistem start-stop pentru motor. Sistemul start-stop face parte din tehnologiile Efficient Dynamics pe care le avem la bord. Toate modelele Celia 3 sunt echipate standard cu anumite elemente de management inteligent al zonelor electronice de la bord, gen alternator, recuperarea energiei la frânare, acel sistem Eco Pro care face mai multe chestiuni despre care am vorbit de foarte multe ori și încă o dată o să vă rog să vă uitați la celelalte filme, seria 1, seria 5. Acolo sistemele au fost explicate foarte pe larg, nu vreau să mai le explic încă o dată pentru că foarte probabil voi da poate explicații care nu sunt întru totul asemănătoare. Sistemele oricum sunt absolut similare, diferă doar motorizările între ele, însă acele sisteme sunt clar exact acelea care sunt prezente și pe seria 3 în care ne aflăm. Oricum, mie îmi place bordul, este superior prin design, superior prin calitate, superior prin materiale, superior prin acest display. Totul este foarte ergonomic. Nu mai are rost să discut modulele de audio sau modulele de climatizare, le-am prezentat de cel puțin câteva ori. Tot ce trebuie să știm despre sistemul audio este că vine de la Harman Kardon. Sistemul de climatizare are două zone, încălzire în scaune, mă rog, reglarea modurilor separat, inclusiv pentru șoferi și pasageri, deci un sistem de climatizare cu două zone mai avansat decât un sistem de climatizare cu două zone standard. În rest, oricine care are idee despre marca BMW recunoaște dispunerea comenzilor, recunoaște că te afli într-un BMW. Multe din sistemele foarte interesante pe care le vom regăsi în acest seria 3 sunt ascunse în spatele electronicii și le vom vedea pe acest display. Eu am lăsat special un sistem despre care vom vorbi mai târziu, un sistem genial mi se pare. O să vedeți despre ce e vorba, pur și simplu îți dă dependență acest sistem. Revenind la bord, undeva în spatele ceasurilor este sistemul head-up display. Vehiculul este echipat cu celebrul deja sistem head-up display de pe BMW, deci sistemul proprietar BMW. Un alt sistem care funcționează excelent, adică e un sistem care oferă informații grafice, color, informații diverse legate de avertizări, navigație, orice se întâmplă la bord îți este prezentat pe head-up display. Există funcții multiple, îl poți muta mai sus, mai jos, înclina, în așa fel încât, indiferent ce poziție ai ca șofer în scaun, să poți vedea foarte bine acel head-up display. Înainte de a intra în detalii legate de computer de bord și ce ascund sistemele audio, navigație și alte chestiuni de gen, să ne uităm rapid cu camera asupra bordului. Vedem o combinație de materiale, e clar, de foarte bună calitate, un bord excepțional, zic eu. Plastic care imită foarte, foarte bine pielea. Aici cred că este aluminiu, mă rog. Ornamentul din gama Sportline, foarte, foarte bine integrat și zone lucioase de culoare neagră.
sub zonele de climatizare și audio o să vedem un loc pentru depozitare unde avem și o priză de 12V. Aici am o mică problemă de ergonomie, adică mi se pare că, nu știu, acest capac se deschide cam împotriva firii, așa cum se vede. Mă rog, bași degetul aici și îl închizi, n-ar fi o mare problemă, dar parcă mi-ar fi plăcut un alt sistem. E unul dintre foarte puținele lucruri pe care le am eu un pic împotriva acestui seria 3. Aici observăm o tăviță de depozitare cu rol dublu, pentru că atunci când o scoatem, observăm că trebuie depozitată în torpedou. Atunci când o scoatem, lasă libere două suporturi de doze sau sticle de 250 de ml. Un sistem foarte interesant. Mie poate că mi-ar fi plăcut să fie altfel, de aceea spun că în zona asta aș fi vrut parcă alt sistem de la BMW. Mă gândeam la un rulou din acela care glisează elegant și acoperă tot. În fine, arată foarte bine totul, deci nu mă pot plânge de asta, doar că eu personal aș fi vrut altceva. În continuare, sistemele de altfel bine cunoscute, activare, dezactivare DSC, tot din acest buton se activează DTC. Iar un sistem care l-am prezentat de prea multe ori și nu mai insist, sistemul care comută în diverse moduri, o să zic 2-3 vorbe despre el în momentul în care vom naviga prin meniuri. E un sistem care practic îți transformă mașina în 4 mașini. Un alt buton despre care vom vorbi în detaliu, care activează unele din camerele de luat vederi de pe vehicul, și butonul de asistență la parcare, care nu este un simplu buton ce activează niște senzori de parcare, ci activează o serie de sisteme extraordinare despre care am mai vorbit și vom vorbi și acum. Toată lumea recunoaște maneta schimbătorului de viteze Steptronic, cutie de viteză automată cu comandă manuală, secvențială, etc. L-am prezentat de mult prea multe ori ca să insist asupra lui. Căutați la celelalte modele BMW și veți afla, zic eu, totul despre Steptronic. Iarăși bine cunoscut, sistemul iDrive, care comandă cam tot ce există în acest vehicul pe partea de navigație, telefonie, radio, setări ale vehiculului, manual, etc. De asemenea, bine cunoscute. Frână de mână mecanică, cotieră, glisantă, așa cum se vede, glisează. Dacă o ridicăm, observăm iar un sistem pe care l-am mai prezentat, respectiv un telefon iPhone cuplat la vehicul printr-un sistem adaptor, mufă USB, mufă auxiliară. iPhone-ul se poate scoate fie așa, fie așa, complet, sistem pe care l-am mai prezentat de foarte multe ori. Torpedoul, așa cum se observă, se încuie, ajung ușor la el pentru că e poziționată corect clapeta. Dimensiuni medii, complet capitonat, înăuntru lumină, un fel de plasă, nu știu la ce servește, bănuiesc că poți să introduci acolo acte, ceva. Și mai avem și o mufă USB undeva pe dreapta,